Neță, frații mei, băi, pe scurt, sunt supărat, nu mai contează cum golful, am dat prea mult la ea și am distrus garnitura chiuloasă, zic. Acum nu știu, poate să fie și chiuloasa, poate să fie și garnitura. Depinde. Care fază? O să fie multe videoclipuri care o să le pun pe părți. 1, 2, 3 și tot așa. Cum desfac tot motorul și cum îl pun înapoi. Așa că e ora 5 jumate dimineața. Mergem. Ne apucăm de treabă. Haideți! M-am apucat, fraților, de treabă, cam așa arată demontarea până acum. Nașpa că bate și soarele ăsta. Am dat asta de aici, cum se cheamă. Furtunele astea pe aici, pompa de adem. Și mai urmează restul. Ușor, ușor. Vom rezolva. Așa, fraților, am decapitat mai tot ce se vede. Bine, am dat și capacul ăsta, dar l-am pus, fie pus așa. Da? Urmează să dăm astea din spate de aici, astea, cu turbina, cu alea jos și să vedem ce probleme avem. Cam asta e. Am dat pompa de motorină. Rezervorul de antigel, scoase pompa de motorină din nale, tot pe aici așa. Așa. Avem aici pompa. Și cam așa arată până acum. Gata, frații mei, am dat chiuloasa jos, cum se vede, aici e totul perfect, asta e chiuloasa. Acum urmează să dăm toate de pe ea jos și să o ducem la verificat prin presiune, să vedem dacă e crăpată și după aceea aplanată. Sau cum se zice, se ia stratul ăla din, să fie dreaptă. Asta e chiulosa. Pe unde se vede că răsufla, sunt, așa, le vedeți, da? Chiar aici, aici unde e degetul meu. Uitați-vă, vedeți aer? Pe cum băga pe aici, se duce aici și aici. Aerul și la stălant. Asta e mai puțin. Deci astea două pistoane suflau pe aici și îmi băga compresie în antigel și îl dădea afară. Deci cam asta ar fi treaba. Bun, dăm astea jos și mai revin.